Dacă vreți să învățați să pictați, nu aveți nevoie de talent, trebuie doar să urmăriți astfel tutoriale, să pictați împreună cu mine și vă garantez că după un anumit număr de picturi, după un anumit timp, o să deveniți din ce în ce mai buni. Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să pictez o picturică simplă, un tată, un bărbat și un copil pe o băncuță undeva, uitându-se la apus. Sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să apăsați butonașul de like, butonașul acela, clopoțelul de notificări, să distribuiți prietenilor voștri și de asemenea să vă abonați. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos sau pe Facebook, o să aveți linkul în descriere la Facebook-ul meu și vă rog să intrați acolo să dați un like la pagină ca să mă urmăriți în caz de vreți să vedeți ce mai postez și pe acolo. Și de asemenea mai aveți două linkuri în descriere, de la PayPal și de la Patreon, pentru cei care vor să îmi doneze și vor să mă ajute să pot să continui să pictez, să pot să continui să postez tutoriale gratuite pe YouTube, o puteți face în acele două linkuri. PayPal-ul este o donație directă, orice sumă de bani pe care vreți să mi-o donați, o puteți face pe PayPal. Patreon este o platformă unde practic deveniți patronii mei, practic mă susțineți lunar cu o sumă de bani pe care aveți acolo la dispoziție să mi-o oferiți, puteți oricând să vă opriți și chestiile genul ăsta. Oricum, tot ce postez eu și tot ce fac eu o să fie întotdeauna gratuit. Asta e doar pentru cei care vor să mă ajute și vor să mă susțină financiar. Așa, trecând mai departe, folosesc un carton punzat 18x25 cm. Ați avut la început lista de culori pe care le folosesc să picturică. Lista materialelor, efectiv brandurile care le folosesc eu, sunt în descriere, la fel le găsiți. Am scotchuit ca de fiecare dată lateralele, de fapt, toate marginile cartonului punzat și cu un scotch de hârtie pentru hârtie, ca să rămână la final o, ca un fel de ramă albă. Am schițat cu creionul în mare așa conturul, să zic așa, la personajele noastre, iar apoi cu alb am făcut o zonă unde să fie soarele. Nu e un cerc exact, e pur și simplu o zonă mai albă, apoi am făcut trecere de culori spre galben și în zona de jos am mers spre un galben mai ocru, mai închis. Apoi avem și o întindere de apă, nu este doar cerul super galben, este și o întindere de apă unde se reflectă acel cer, bineînțeles, și la fel este și ea, tot la fel un galben, dar nu să nu fie la fel ca acel ocru de jos, să fie un pic mai deschis, să fie o diferență între apă și cer, unde este acolo linia orizontului, pe care oricum linia orizontului încercați să o faceți cât puteți de dreaptă. Vedeți că folosesc o pensulă pătrată cu un pic de alb și cu mișcări din stânga spre dreapta, fac niște, practic sunt undele apei care prind lumina de la soare și care o să fie așa mai albicioase. Am creat un pic de portocaliu și îl aplic un pic în laterale și îl aplic un pic și pe cer, pentru că de moment ce se reflectă în apă, automat de undeva trebuie să reflecte și acel undeva este cerul. Iar apoi pur și simplu vom începe să colorăm personajele noastre, vom începe mai întâi cu bărbatul. O să fie un model destul de ușor de urmat și chiar dacă sunteți începători, n-ați avea de ce să aveți probleme să nu puteți duce până la bun final această picturică. Nu trebuie să vă iasă cum e și mie, oricum vă aștept întotdeauna să-mi trimiteți pe Facebook pozici cu lucrările voastre. Mă bucur foarte mult și întotdeauna vă felicit pentru cei care au curajul să înceapă să picteze și pe cei care continuă să picteze și continuă să devină în ce mai buni. V-am spus să nu încercați să vă comparați cu munca voastră, opera voastră, pictura voastră cu pictura mea, chiar dacă va fost ca și model, nu are de ce să iasă. Voi oricum vă puneți în primul rând amprenta voastră personală și în al doilea rând vă puneți amprenta voastră ca și nivel de cunoștințe, care dacă este mai, nu știu, mai mic decât al meu, automat că se va vedea în lucrare, e normal să fie așa. La fel cu o persoană care are un nivel de cunoștințe mai mare ca al meu, va crea lucrări diferite de ale mele, la fel, adică e normal să fie așa. Asta v-am spus, cel mai corect lucru este să ne comparăm pe noi cu noi, și în pictură și în restul capitolului vieții. Așa. Pielea o facem acest maro combinat cu un pic de galben, un pic de alb, creăm o zonă mai închisă, apoi cu alb deschidem și vrem să facem zonele de highlight ale mâinilor bărbatului. La fel le-am făcut și la gât. La fel îi punem și în, când îi facem părul, câteva zone mai deschise pe vârful capului,
care primea multă lumină și mai spre ceafă sunt zone mai închise, unde nu e așa de multă lumină. E mai mult culoarea lui cumva naturală, un pic mai închisă decât îi stă în umbră. Exact ce vă spuneam, aplic niște zone de highlight. Cu o pensulă cu vârf ascuțit, cu o pensulă mică pentru detalii. Mărimea pensulei pe care o folosiți și, în general, pensulele lor, ține de mărimea suprafeței pe care pictați, adică de suprafața pânzei. Dacă pictați pe o suprafață mare, vă trebuie o pensulă mai mare și, la fel, dacă e o suprafață mai mică, vă trebuie o pensulă mai mică. Iar ca și suport pentru pictură, am primit întrebări de la voi de mai multe ori și îmi spuneți că aveți dificultăți când pictați cu acrilicele pe coală de hârtie, de bloc de desen. Ele sunt pe bază de apă, e nevoie de o coală destul de groasă, ar trebui să sară de 300 de grosime, practic undeva să fie la fel de groasă cât cea pentru acuarelă, și oricum e posibil să se îndoaie, dar ideea este că după ce terminați, puteți să o lipiți în primul rând de birou. Cum eu lipesc marginea cartonul pânzat pe lateral, voi puteți pur și simplu să lipiți pe masa voastră de lucru. Acest lucru va scădea cât de mult se unduie și, de asemenea, după ce terminați de pictat, după ce se usucă, când este toată uscată, o puteți presa între două cărți, de exemplu, ceva obiecte grele și se va îndrepta înapoi. Cam asta puteți face. Eu prefer cartoanele pânzate, că oricum sunt practic pânză și e o variantă a canvasului mult mai accesibilă financiar. Vom face și îmbrăcămintea, vestimentația bărbatului și copilului. O să facem și niște zone de... Vom folosi tonuri mai închise și tonuri mai deschise și tonuri medii, adică între ele, pentru a arăta niște zone mai umbrite și zone mai luminate ale vestimentației. Practic, acest lucru va crea un efect de adâncime, un efect de 3D într-un spațiu 2D. Voi pur și simplu, dacă vreți albastru să-l deschideți, adăugați alb, și dacă vreți să-l închideți, adăugați ori spre mov, un pic de roșu și cu un pic de negru, ori un pic de maro, ori doar negru, orice culoare mai închisă decât albastru, va da niște nuanțe de albastru pe care oricum vă sugerez să încercați și să experimentați și singuri. Nu trebuie neapărat să folosiți culorile care le folosesc eu, voi puteți folosi culorile care le aveți voi și puteți experimenta și puteți încerca să obțineți culori diferite ca să înțelegeți cum funcționează și din ce culori ies ce culori. Iar cea mai bună chestie este practica. Întotdeauna este foarte, foarte bine să, prin practică, să învățați. Sper să vă placă această picturică. Cam atâta este de spus despre ea. La copil o să fie aceeași chestie, o să-i facem la fel îmbrăcămintea, avem de făcut picioarele banca, iarba din prim plan și cam atât. Eu sper să vă placă această picturică, sper să încercați să o realizați și voi. Mie mi-a plăcut foarte mult să o fac, sper o picturică așa cu însemnătate, un părinte și copilul lui uitându-se cumva așa în zare. Și da, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați. Dacă vreți să-mi urmăriți postările, eu postez cam o dată la 2 zile, câteodată și mai des. Chiar dacă inițial, când am început eu acest canal, postam, după cum spune și titlul, în fiecare zi, la un moment dat n-am mai putut să mai țin acest program foarte încărcat și am ajuns să postez o dată la 2 zile. Mi-aș dori să pot să revin la o pictură pe zi, dar momentan încă nu pot. Când pot, mai postez o pictură în plus printre ele și cam atât. Așa. Dacă această picturică vă place, vă rog să-mi arătați susținerea voastră prin a zdrobi butonașul de like. Înseamnă foarte mult când văd acolo cât mai multe like-uri adunate, mă ajută foarte mult și mă bucur foarte mult. Și de asemenea să distribuiți prietenilor voștri pe Facebook, pe Instagram sau unde mai aveți voi conturețe pe social media. La fel mă ajută și la fel ajung la cât mai mulți dintre voi și de ce nu pe cât mai mulți i-a ajuns să înceapă să încerce să picteze. Aveți în descriere linkul la Facebook-ul meu unde puteți să-mi trimiteți poze cu lucrările voastre, să puneți întrebări legate de artă și măsura în care știu să vă răspund. La fel, în comentarii îmi puteți pune întrebări și eu o să vă răspund în măsura în care știu și pot și cât de repede pot. Îmi place foarte mult să interacționez cu voi și nu rămâne niciun comentariu fără de răspuns. Cât timp o să pot să fac acest lucru, cât timp canalul meu este mic și vreau să păstrez comunitatea cât se poate de închegată și vreau să pot să am contact și legătură cu fiecare dintre voi care doriți să mă întrebați ceva. Așa. Mai aveți și două linkuri pentru cei care
m-au întrebat mereu și vor să mă ajute financiar, vor să mă susțină, vor să-mi doneze, aveți două link-uri de Patreon și de PayPal prin care puteți să-mi trimiteți bănuți direct prin PayPal o sumă de bani sau pe Patreon să deveniți susținătorii mei pentru de la luna la lună să-mi dați efectiv o sumă de bani pentru cei care vor să mă ajute, dar oricum v-am spus la început și v-am spus și acum, tot ce creez eu pe YouTube, toate tutorialele mele vor fi, au fost și sunt gratuite. Și pentru toată lumea asta e și ideea, vreau să fie pictura, să o fac cumva, să o demitizez și să o creez și să o pot să fac pentru toată lumea, să nu mai există această preconcepție că aveți nevoie de talent, n-aveți nevoie de talent, aveți nevoie de minime cunoștințe, minime materiale și pur și simplu un pic de curaj și cu toții putem picta. Nu o să fim direct Michelangelo, dar nici el n-a fost direct Michelangelo, la început sigur să se rupta să picteze un copăcel, la fel ca oricine altcineva, deci asta am vrut să vă spun, să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, o lună minunată, că am intrat în luna iubirii în februarie. Rămâneți creativi, baftă multă, spor la pictaj și o să ne vedem data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!